Târgurile sunt pustiite, oamenii sunt dezamăgiți și le lipsește încrederea. Este realitatea tristă pe care guvernul PNL a adus-o în satele din Mehedinți. Realitatea tristă pe care guvernul PNL a adus-o în satele din Mehedinți îi depășește complet pe cetățeni. În decursul zilei de sâmbătă, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de echipa PSD și candidatul la Camera Deputaților, Alin Chiril, au fost în târgul din Pătulele. Un târg plin de chipuri triste și dezamăgite de realitatea pe care o trăim cu toții. Oamenii își doresc normalitatea în România, iar în acest sens ei își pun speranța în candidații social-democrați la alegerile parlamentare. După cum vedeți și dumneavoastră, este dezolant ce se poate observa aici. Sunt mese goale, oamenii n-au venit la târg fiindcă acest târg este închis. Astea sunt efectele guvernării PNL. Acestea sunt efectele dezorganizării și a tot ceea ce au produs ei cu ghilimele de rigoare în această perioadă. După cum se poate vedea, avem un târg gol, niște oameni care nu pot să-și vândă produsele și, bineînțeles, care sunt foarte supărați datorită faptului că marketurile și hipermarketurile pot să vândă produsele care sunt produse în altă țară și nu la noi. Și nu înțelegem de ce producătorii români nu pot să-și vândă produsele în târgurile mehedințene, iar producătorii în alte țări pot să-și vândă produsele lor în hipermarketurile românești. Uitați-vă, mesele sunt goale. Acest târg, acum câteva săptămâni, acum o lună, două, erau cel puțin 1000 și ceva de oameni în acest târg. Erau sute de producători care astăzi stau acasă și care nu au ce să-și ducă pe masă copiilor și părinților lor. Normalitatea în România pare a fi de domeniul trecutului. Poporul român este complet dezbinat în acest moment. Agricultura românească nu a beneficiat deloc de valorificare din partea autorităților guvernamentale. Dacă cu zeci de ani în urmă România era recunoscută pentru recoltele bogate, acum nu doar că se importă masiv alimente, dar s-a ajuns și în punctul în care comercianții nu mai au dreptul să încerce măcar să-și vândă rotul muncilor. Noi am avut în pierdere mult de când s-a întâmplat așa, că vine lume puțină, chiar că vândem mai mult de la jumătate. Foarte puțin se vinde. Da. E problemă, deci avem marfa acasă, e lucrată, trebuie să vândim, trebuie să trăim, asta e, cu muncă. Nu e de acord, pentru noi mai avem și câte un pic de acasă, de la ce să facem cu ele. Nu să ne câștigăm și noi traiul de pe fiecare zi. Asta e că nu vine omul de drag în târg. Omul vine ca să-și vândă și el ce are mai plus pe acasă să facă și el câte un bani, pentru că salariile sunt foarte mici, pensiile la fel, vede capul nostru, avem pensii foarte, foarte mici. Ce să fac eu cu 800 de lei care îi am? Nu mai vine lumea, nu-i mai lasă ăștia să mai vie în târg. Lumea moare de foame, n-are ce să mai cumpere și n-are bani. E viață grea, domnule. Asta e. Vedeți noastră, boala asta, virusul ăsta, nu mai implică la lume să mai iese afară din casă, lumea dezamăgită, n-are ce să facă, domnule, asta e. Toți vede târgul slab, nu mai e nimic la aici. Pe 6 decembrie, cetățenii ies la vot. Aceștia vor vota pentru viață, pentru revenirea la normalitate, pentru siguranța unui trai mai bun.